Acolo am măturat, cum am măturat. Și acum cred că o să sărim cu jucării. Si? Si? Nu, fiți atenți cum vine ea, cu morcovul și cu apa, cu toate după ea. Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu de YouTube. Ce mai faceți? Sunteți bine? O să văd dacă pot să rezolv ceva cu lumina, dacă pot e bine, dacă nu, nu. Hai să vedem. Mă, eu să încerc să dau lumina. E mai bine așa? Cred că mă vedeți mai bine acum. Vreau să-mi scuzați lingeria de pat. Am pus multe haine la spălat. Ieri am făcut curățenie generală în toată casa. Am spălat lingeriile de pat, am dat mopul, am făcut curățenie și astăzi nu se mai vede nimic. Dar așa am început eu dimineața. De obicei eram și destul de muzgălită pe la ochi, dar am avut bună decență să mă șterg cu apa micelară de la L'Oreal și o agit puțin și continui mai departe. Astăzi o să mergem împreună. Am ales niște pietre. Mi-am cumpărat un ineluș. De fapt l-am primit. Dar îi lipsește două pietre. Și vreau să îi pun la două pietre și să-l port, bineînțeles, că acum este al meu. Este un ineluș de 14 carate. Aur roz. Gold roze. Este un model Art Deco. Trebuie să-i pun un rubin tip lacrimă de din ăla micuț și un diamant și încă nu m-am hotărât să fie galben, diamantul sau alb. Dar asta o să vedem împreună. Îmi vine să pun galben pentru că galbenul este mai... nu vezi atât de des în magazină. Și cred că o să-i pun galben. Dar să vedem și are nenia unde mă duc și mai încă un inel de argint, dar ăla am de mult timp și... Ăla își pune și ăla o piatră, probabil un ametist, că e destul de mare. Și după aceea o să mergem la bijuterie, pentru că am mai dat comanda la un inel și au venit și are piatră faină, portocalie, safir, un safir mare. Este un inel bărbătesc, adică modelul e bărbătesc, dar... Merge super bine pentru acest deget, l-am pentru arătător. Îmi cer scuze că auziți mașina de spălat și încă o dată pentru lingeria de pat. Știu că nu e parte profi și probabil unii dintre voi o să ziceți că nu sunt serioasă sau faze de genul, dar să știți că eu îmi dau toată silința, dar asta e viața câteodată. Mă prinde și mai gleam, altă dată mă prinde și așa, în toată splendoarea. Dar asta e, cred că fiecare om trece prin așa ceva. Are și momente din astea, așa că, da, nu văd de ce mi-ar fi rușine să vă arăt realitatea mea. Și uite încă-s neagră pe la ochi. Așa un fel de update. Este că mâine încep cursul. Mâine încep cursul de limbă. V-am zis într-un clip că am avut probleme cu cursurile și că trebuie să fac curs de limbă. Până în 20 decembrie 2024 este gata. Deci am terminat deja o parte și după anul pot să încep partea a doua, a doiu. Și pot să-l fac pe tot, adică puteam să-l încep și în iulie, dar nu, n-am vrut, am zis cu cât mai repede, cu atât mai bine. Apă de la Avene, e apă termală și e bună, e anti-iritație, adică să nu faci iritație, să nu faci coșulețe. După cum vedeți, eu am un ten foarte curat și fără prea multe imperfecțiuni în momentul de față asta și datorită acestei apă termale, pe care o folosesc de ceva timp, cred că mai are aici puțin până aici, puțin la fund, dar foarte bună, o folosesc aproape zilnic.
și mă dau mult. O să mă spăl pe dinți și revin. Asta folosesc pentru dinți. Eu îmi schimb pasta de dinți odată la 6 luni, pentru că atunci e termenul de expirare, 6 monat, scrie aici, după ce deschid. Și eu îl schimb pasta de dinți odată la 6 luni și pe alu fiică mea la fel, eu schimb odată la 6 luni. Așa că o să mă fac, are o culoare mov. Și periuța o să o folosesc pe asta. E foarte bună, are genul ăsta de perișori foarte, foarte, foarte moi și foarte delicat cu gingile tale. Pentru persoanele cu gingia mai sensibilă, vă recomand doar genul ăsta de periuță de dinți, pentru că este foarte, foarte, foarte bună și foarte prietenoasă. V-am mai spus, cu gingile tare, de la Cura Prox Velvet și este Swiss Made, dragilor, e Swiss Made, da? Și e super rezistentă, vine și cu acest căpăcel și poți să o transport, să o iei după tine, o pui, uite, așa și e super igienic totul. Și după ce mă scol pe dinți, o să mă dau aparatul meu, ăsta de la Philips, îl știți, eu îl folosesc pe ăsta zilnic, știu că alții îl folosesc odată la 5 zile, nu, eu îl folosesc zilnic și îl dau la viteza 2. Și iau această spumă de la L'Oreal. Iau atât. Și dacă vă întrebați de ce nu am tuns până acum, că tot vă zic că mă tun, să știți că am programarea făcută vineri. De obicei eu așa la spun asta, pun părul aici după ureche și aici puțin așa. Și aia e. Dar nu știu ce să fac cu el. Așa, dacă mi-l prind, am un mic moțuleț de ninja în spate. Mă dau cu asta. Cu deodorant și gata. Să știți că nu o să fac nu știu ce machiaj, pentru că n-am nici timp. E 10 fără 20, mai puțin, și vreau să ies din casă, că o să fac numai de oră cu mașina. Rapid. Essence. Ăsta, primer. 3 pompițe. Nu știu dacă v-am mai spus, dar la ora 1 o să fim la masă, adică suntem invitați de mătușa lui Marcus să mâncăm la ei. Of, de ce nu mai iese? În fine, nu mai mă chinui. Trebuie să fiu gata la timp. Eu sunt ca un mic roboțel, eu tot timpul mă trezesc uitându-mă la ceas, mănânc uitându-mă la ceas, chiar și cafea mea bea uitându-mă la ceas, tot timpul mă uit cât e ceasul, cât e ceasul, ca să fiu gata la program, eu așa sunt. Și așa funcționez, se pare că. Dar nu mă plâng, să nu credeți că mă plâng sau ceva, pur și simplu îmi fac viața. Eu așa m-am obișnuit și așa mă simt bine, când știu că trebuie să merg undeva sau trebuie să fac ceva sau, mă rog, na, trebuie să-mi desfășor activitatea de zi cu zi. Știu că la ora D trebuie să fiu gata, la ora D trebuie să mă apuc de aia, la ora D trebuie să mă apuc de aia, altă, eu așa funcționez și așa îmi ies mie lucrurile. Noaptea îmi pun capul liniștită pe pat și sunt bine, că știu că am făcut totul așa la program, gen. Cum nu îmi respect puțin programul, cum devin agitată. Am aici ăștia și o să-mi trebuiască o mică pensulă. Numai ca să-mi pun puțină pudră. Pudră cu asta de la Astor. Și la ochi. Nu cred că m-ați mai văzut pe mine machiată, pentru că în ultimele luni chiar nu prea... Opa! În ultimele luni chiar nu prea m-am machiat mai deloc, pentru că efectiv, na, poate mă crede sau nu, n-am avut timp. Tot am avut ceva de făcut, tot am avut câte ceva de făcut și efectiv nu aveam timp să mă machiez. Și nici acum nu pot să zic că vezi, Doamne, ce mă machiez eu. V-am zis, doar m-am dat cu puțin concealer și pudră și acum vreau doar să iau un rimel. Folosesc pe ăsta negru de la Essence pentru că îți face
genele foarte natural și nu se le lipește, nu se le încarcă și sunt super naturale. Vreau să fiu gata la timp ca să și plec. M-am curățat puțin pe aici. Stai că mă strigă. Gata, am revenit. Mă scuzați, da. Asta e viața. Vedeți, nu vă făicuiesc nimica. Și probabil o să înțelegeți și de ce nu pot vlogui atât de des. Pe cât mi-aș dori. Dau cu ăsta. Și ăsta ține, gen pot să beau o cafea sau ceva acolo, că sigur o să mă întrebe dacă vreau o cafea. Și asta, rujul ăsta nu se transferă. Frumos! Mie-mi place. Și mi-am făcut unghiile roșii, le am de 3 zile. Și înainte de asta le-am avut portocalii, așa erau portocalii și așa erau albe. Și vreau să vă zic că mă ține în jur de, cât mă ține, 10 zile, 12 zile, acum depinde cât de mult lucrez cu mâna, dar cam așa te țin gelurile ăștia pe unghiile naturale, pentru că ăștia sunt unghiile mele naturale, numai asta este falsă, pentru că n-a s-o rupt, dar ăștia sunt toate ale mele, sunt naturale, nu sunt false. Și le-am făcut pătrate, puteam să le fac rotunde și atunci erau și mai lungi, dar forma mea preferată de unghie este pătrată. Să vă arăt fuguța înainte de a mă îmbrăca. Argint din Polonia, 925. Ai focusează. Vreau să-l duc la curățat, l-a șlefuit puțin și să-i pun aici o piatră, eventual un ametist, ar arăta foarte bine. Și pentru degetul ăsta. Aici am celelalte inele ale mele și mi-am mai cumpărat inele noi. Ăsta l-am primit și așa arată. Este rose gold, 14 carate. LED. Acolo scrie 585 și așa arată în spate forma lui. Și v-am zis că vreau să-i pun un rubin din ăsta. Și vreau să-i pun în mijloc un diamant mic, galben sau alb și aici încă un rubin, bineînțeles. Și gata! Așa. Și toate inelele ăștia o să mi le iau pe deget. Asta e pentru My Pinky Ring, ăsta e aur de 18. Și are inimioare, foarte, 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 foarte frumoase. Inimioare peste tot. Și asta mi l-am luat eu cu câteva zile înainte de a mă opera la nas și i-am făcut la comandă și special pentru My Pinky Ring, o să vă arăt mai târziu. Și ăsta e tot pentru My Pinky Ring, dar pentru mâna dreaptă. Și așa arată, are această piatră, făcut la comandă și arată foarte bine. Asta ar fi din nou un inel pe care normal îl purta bărbații, dar eu l-am făcut pentru femei. Mi-a plăcut tare mult modelul. Și da, ăștia în altă, cred că le știți sau să nu-l știți. Ăsta mi l-a luat bărbatul meu și tot cu inimioare. Ăsta mi l-a luat el așa ca un mic cadou, iaurt de 14. Și are și ăsta inimioare. Și are așa un rubin, ăla roșu, ăsta e smarald verde și ăsta e safir, că el știe că îmi plac safirele, albastru. Și arată super, o să le vedeți imediat cum arată pe degete. Mergem să-l rezolvăm pe ăsta și pe ăsta încercăm să vedem dacă îl putem rezolva. Și după aia mergem la bijuterie ca să îmi aduc noua achiziție. Acum vă arăt imediat. Cam așa. Este un poncio cu aceste biluse pufoase și cred că așa o să merg, nu o să mai iau nimica pe dedesubt pentru că e super frumos afară și
Nu știu, să-mi pun și chestia asta, să nu o pun. Aș pun eu să mai mă acopăr un pic. Oh, Doamne! Am ajuns acasă, s-a întunecat afară. O să mă pun pe pat și o să mă uit la o emisiune ceva pe telefon, după care probabil că o să ador. Vorbim mâine. Mâine o să vă iau cu mine și vedem ce mai facem. Sunt aici cu fata la programare și vreau să vă arăt repede ce am luat caiet. Să vorbesc puțin mai tare. Am luat o mapă din asta, o mapă din asta incoloră, să pun pe caiet pentru curs și mi-am luat și două pixuri, unul negru și unul roșu și mai am și un albastru, dar o să-l folosesc pe la albastru și pentru anumite cuvinte mai importante și faze de genul vreau să scriu ori cu negru, ori cu roșu, așa ca să-mi intre mai bine în creier. Și acum o să aștept să iese Sabrina și după ce o să iese, după aia o să merg cu ea acasă, o să o las la maica mea, după care eu mă duc la curs și o să mă întorc acasă la 10 noaptea. Și cam atât. Cam asta este clipul. Nu știu dacă o să mai apuc să filmez ceva. Vă urez de acum o zi frumoasă, o săptămână faină, un weekend plăcut și numai bine. Vă pup! Oh.